Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video! De data aceasta sunt acasă, în România, și m-am gândit să vă fac o rețetă cu totul și cu totul specială. Ceva inedit, ceea ce vă mărturisesc că și eu fac pentru prima oară, în varianta asta. Am mai făcut, dar în varianta cea mai simplă. Aceasta este varianta puțin mai complicată, ca să zic așa. Și anume, astăzi vă voi face o rețetă de roti umplut indian. Este o rețetă indiană, pakistaneză, de pe acolo. O rețetă simplă, dar foarte gustoasă, foarte delicioasă. Așa că vă invit să veniți împreună cu mine și să vedem ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă. Să începem! Această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. După cum puteți vedea, aici avem aproximativ 650 de grame de făină, 100 de mililitri de ulei, jumătate de legătură de pătrunjel, 250 ml de apă, un praf de sare, 2 linguri mari de zahăr, 2 morcovi rași și 100 de grame de unt. Acestea sunt ingredientele, așa că haideți să începem. Într-un bol am pus cei 650 de grame de făină cernută. Facem o gaură aici în mijlocul făinii, unde vom pune un praf de sare, așa, tot aici în mijloc vom pune treptat cei 250 de ml de apă care trebuie să fie călduță. Este foarte important ca apa să fie călduță și să o punem treptat. Ușor, ușor formăm un aluat. Deci punem apa. Când am pus jumătate din cantitatea de apă, începem să punem și puțin din ulei. O să vedeți cam cum trebuie să arate consistența aluatului. Așa, acum punem iarăși puțin ulei și punem treptat restul de apă. Bineînțeles că acest 250 de ml pot deveni 300 de ml sau mai puțin, în funcție și de calitatea făinii. Deci, aluatul trebuie să arate puțin nisipos, puțin ciudat la început. Punem restul de ulei și acum aluatul e bine, ia priviți. Deci, cam așa trebuie să arate. Și apoi urmează să-l frământăm foarte, foarte bine, timp de aproximativ 10 minute. Priviți ce frumos se formează aluatul. O să pun puțină făină pe blatul de lucru și o să-l frământăm pe masă. Sau îl putem frământa și în bol. Văd că se poate și în bol, așa că rămânem la varianta de frământat în bol. Deși eu de obicei frământ mult mai bine pe masă. Totuși, o să frământăm pe masă, revenim. În final, am ales să răstorn pe blatul de lucru aluatul. Din jos am pus făină și acum pot să frământ în voie, pentru că procesul de frământare este cel mai important, poate. Așa că timp de 10 minute, dragii mei, trebuie frământat aluatul acesta bine. Este un aluat moale, un aluat elastic. Și o să vedeți ce dish, rețetă delicioasă, o să ne iasă din acest aluat. Frământăm și revenim. După cum vedeți, am frământat foarte, foarte bine aluatul. Priviți! Este un aluat moale, elastic. Acum îl vom pune înapoi în bol și îl vom lăsa la temperatura camerei, într-un loc călduț, pentru 30 de minute. Trebuie să se odihnească, chiar dacă nu are drojdie, aluatul acesta trebuie să steie. Așa că eu îl voi pune chiar afară, la soare, că e vreme bună, pentru 30 de minute, bineînțeles acoperit. După care am lăsat tot să se înșingă bine, punem cam 20 de mililitri de ulei
pentru că tigaia este foarte încinsă și uleiul se va încinge rapid. După care, după cum vedeți, aici am răzălit, am dat pe răzălitoarea aceea mare, pe răzătoarea, răzălitoarea, cum vreți voi să-i spuneți, la noi se spune răzălitoare în partea noastră, doi morcovi mari. Vedeți? Uleiul e încins, exact cum v-am spus, pentru că tigaia a fost încinsă. Punem morcovii în uleiul încins. Așa. Și acum punem cele două linguri mari de zahăr. Puteți pune mai mult, mai puțin zahăr, după gustul fiecăruia. Important e să puneți puțin zahăr, pentru că morcovii aceștia vor trebui puțin, puțin caramelizați. Să vedeți ce delicioasă rețetă. Este o rețetă de post, o rețetă vegetariană. Foarte simplă, nu necesită multe ingrediente, la îndemâna oricui, pe care vă invit cu mare, mare drag să o încercați. Lăsăm morcovii să se călească aproximativ 5-7 minute, după care revenim cu rezultatul. După cum vedeți, morcovii s-au călit, s-au caramelizat, nu știu dacă se observă, dar chiar s-au caramelizat puțin, trebuie să devină ușor auriu spre maroniu, foarte, foarte ușor, așa trebuie să arate. Îi lăsăm aici, deoparte, și așteptăm ca să treacă cele 30 de minute să putem lua aluatul și să vă arăt în continuare. Cam așa arată aluatul după ce l-am lăsat să se odihnească la temperatura camerei, timp de 30 de minute, priviți cât de moale, cât de elastic e, deci efectiv poți lucra cu el cum vrei. Noi acum vrem să-l împărțim în biluțe. Aluatul e super, deci nu aveți idee cât de fain e. Biluțe cam cât îți intră în podul palmei. Cam atât facem noi o biluță. Da? Facem așa biluță și o lăsăm aici. A doua biluță la fel. Deci asta e măsura, cât îți intră în podul palmei. Acum că e un pic mai mare, un pic mai mică, cam aproximativ. Și împărțim așa în biluțe aluatul. Facem biluțe rotunde. Să vedeți, aluatul are o consistență, wow, super, super tare. Foarte moale, foarte elastic. Să vedem câte biluțe o să ne iasă. Eu am luat măsura, v-am zis, cât îți intră în podul palmei. Până acum avem 6, 7, 8, 9. Cred că 9 o să ne intre. Așa, asta e cam mică și asta e cam mare. Mai rupem și o punem aici. Deci e ceva wow. A luat ăsta. Facem așa, biluțele. Am făcut biluțele. Acum, după ce am făcut biluțele, punem aici pe platul de lucru puțină făină și luăm prima biluță, pe care punem făină, punem și pe moi făină ca să putem lucra și facem așa, vedeți? Din centru spre margini. Încercăm să-i dăm o formă rotundă în timp ce ne apăsăm puțin. Și acum o aruncăm dintr-o palmă în alta. Tot așa, până îi dăm o formă rotundă. Ia priviți, aluatul singur se întinde. Se întinde foarte frumos, este elastic. Și în felul ăsta se și duce surplusul de făină. Gata, am întins aluatul potrivit, vedeți, să fie o formă rotundă. De aceea ce se lipesc aici, aceasta este forma rotundă. Acum, noi aici avem umplutura de morcovi. Ce facem? Punem morcovi în mijloc, nu ne zgârcim, punem mai mult, mai puțin cât dorim, eu am pus destul. Și luăm a doua biluță. La fel, tot așa facem. O aplautizăm puțin, de la mijloc spre margini. Mergem tot roata, 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 roata.
Așa. Și când are o oarecare formă, încercăm să dăm cu ea dintr-o palmă în alta. Ca să se aplatizeze singur. O mai aplatizăm și tot așa. Vedeți? Încercăm să o facem cam de dimensiunea celeilalte. Foarte important cum lucrăm aluatul. Cam așa. Asta ar fi. Și acum punem peste și marginile le închidem. Pur și simplu ne apăsăm cu vârful degetelor, mă scuzați, pe margini. O închidem foarte, foarte bine. Și avem deja bucata. Tot așa o să le facem pe toate. Deci, unde am călit morcovii, după cum vedeți, nu mai există ulei. Punem în această tigaie rotiul. Am mai aplatizat-o și după ce am pus umplutura, ca să fie cât tigaia de mare. Tigaia, bineînțeles, trebuie încinsă foarte, foarte bine. Și acum lăsăm pe o parte, iar pe cealaltă parte ce facem noi? Pe cealaltă parte luăm o bucățică de unt și începem să ungem deasupra. Bineînțeles că putem folosi și unt topit și să dăm cu pensula, ceea ce cred și eu că voi face, pentru că merge mai bine. Dar dacă nu, puteți pune chiar și așa, bucățele de unt. O să vedeți ce faine. Asta o punem cu bucățele, celelalte o să ungem cu pensula. Acum o să întoarcem. După ce vedeți când știm să o întoarcem. Când deja marginile sunt tari, sunt bine făcute, atunci bineînțeles că trebuie să o întoarcem. O să mă ajut de o paletă, dar și de mână, bineînțeles. Ia priviți cât de bine arată. Am întors-o. Pe partea cealaltă are un, bineînțeles. Așa. Și acum o lăsăm și pe partea asta. Priviți cât de frumos arată. Imediat o să o scoatem. Deasupra o mai putem da cu puțin unt topit cu pensula, așa. Vă arăt aici, am topit untul. Putem pune și bucățele de unt, dar e mai bine să-l topim și să dăm cu o pensulă. Vedeți cât de frumos se face. Acum să vedem dacă s-a făcut. Da, e aproape gata. Cam 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe cealaltă, la foc destul de mare. Am pus a doua, la fel. Din jos nu am pus nici unt, nici ulei, dar deasupra dăm cu unt din abundență, cu ajutorul unei pensule, bineînțeles. Așa. Și lăsăm să se facă. Priviți, prima e aici, pe farfurie. Priviți cât de bine arată. Să vedeți și în interior. Și așteptăm să se facă a doua. Acum, bineînțeles că iarăși o vom întoarce. Da, priviți ce frumos arată. Aceasta este partea fără ulei, fără nimic. Și acum, bineînțeles că iarăși, cu ajutorul pensulei, așa, vom da cu ulei și pe ulei. Și o vom lăsa și pe cealaltă parte. Priviți, și a doua bucată este gata. Așa arată. Și o punem, bineînțeles, pe cea de-a treia. Și tot așa vom continua până când terminăm toate. La fel, am pus-o pe o parte, pe cealaltă dăm cu unt. Acesta este unt topit. Și tot așa. Dragii mei, priviți, acesta este rezultatul. Am tăiat una, două, încă sunt fierbinți. Așa arată la interior. Priviți, se desface aluatul, sunt absolut extraordinare. Merită încercate, sănătoase și foarte gustoase. Să fac finalul fără a gusta.
Deci, nici nu vă pot explica gustul. Știu că nu o să mă credeți, trebuie să încercați. Umplutura de morcov caramelizat din interior este absolut superbă. Aluatul e wow. Vă invit să încercați rețeta, da? Nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canal. Vă pup, vă mulțumesc și vă aștept la următoarea rețetă! Pa, pa!